Ce faceți? Vreți Dinamo? De ce vreți Dinamo, domnul Marțian? De ce vreau Dinamo? Da. În primul rând, fiindcă este un brand, este o echipă care are o tradiție puternică în fotbalul românesc. Și în al doilea rând, foarte corect și ca și business. Eu sunt sincer și spun exact lucrurile pe nume, exact cum le gândesc și ceea ce vreau ca să fac. Dar bineînțeles că vreau să fac performanță cu acest club și nu vreau să creadă altcineva că am alte intenții. Vreți să faceți business. Cum se poate face business din clubul Dinamo? Pentru că mulți s-au întrebat, sau mulți oameni care au fost la Dinamo au spus, domnule, noi am pierdut bani aici în club. Inclusiv domnul Borcea, domnul Badea, domnul Borcea care a și fost condamnat pentru fraudarea clubului, spunea, domnule, noi băgăm bani. De exemplu, vedeți că mai sunt și alte cluburi care fac bani din fotbal, nu? Acum să fim sinceri, că nu toate cluburile pierd. De cine știți că Becali nu prea mai face de vreo 2-3 ani bani din fotbal? Poftiți? George Becali nu mai produce, de exemplu, profit de vreo 2-3 ani, n-a mai produs profit. Păi nu, dar a vândut pe milioane multe și nu cred că totuși e chiar așa de rea situația. Sau CFR Cluj, sunt două cluburi care totuși au făcut ceva din fotbal. Da. Adică au știut să se organizeze, au știut ce trebuie să facă, Viitorul la fel de bine. Okay. Hagi a crescut atâția jucători și a văzut că deja a început să meargă jucătorii pe bani mulți de la el. Bun, dar cum v-a venit ideea să încercați să veniți la Dinamo? Păi, mi-a venit ideea. De mult mă bate gândul. Vreau să iau un club, mai ales acum că s-a evit chestia asta și un club de tradiție, un club puternic cum e Dinamo, chiar dacă în momentul de față nu e într-o situație foarte grozavă, eu consider că lucrurile se pot îndrepta foarte bine și cu un pic de seriozitate și cu niște conducători buni, lucrurile pot să meargă pe un făgaș normal și să fie Dinamo acolo unde a fost, cu ani în urmă. Da. Poate că domnului Negoiță i s-a reproșat tocmai seriozitatea asta. În fotbal trebuie să știi să umbli cu niște oameni care cunosc bine culisele fotbalului și dumneavoastră aveți o experiență la UTA pe care ne-ați povestit-o. În primul rând trebuie să și placă sportul ăsta. Că dacă nu-ți place fotbalul, vrei numai să te duci să faci business din fotbal, n-ai cum să faci. Deci trebuie să ai o dragoste pentru fotbal. Mie îmi place foarte mult fotbalul, vă spun sincer. Urmăresc aproape toate meciurile care sunt, în general, importante. Și eu sunt ferm convins că Dinamo poate să ajungă acolo unde e loc. Ați văzut, de puțin timp ce a venit Dușan Orin, deja lucrurile s-au schimbat foarte mult la Dinamo. Uh-huh. Foarte, foarte mult. Deci, practic, un antrenor poate să schimbe un pic energia din poate club. Să schimbe mentalitatea jucătorilor, sigur că da, poate să schimbe voința lor, adică dacă știe cum să vorbească cu ei, știe ce... să le pregătească ceea ce au de făcut, a zis că lucrurile s-au îndreptat cât de cât.